Această hartă e plină de zombii ce devin mai puternici pe zi ce trece. Dacă asta nu era destul, când intri în unele case, poți trezi hoarda de zombii care locuiește acolo, iar printre ei se află acesta care aruncă în tine cu mâzgă și nu mai poți vedea, sau bomberul care odată ajuns lângă tine explodează și mori. Dar cu toate acestea, împreună cu prietenul meu Colpir, trebuie să supraviețuim 10 zile în apocalipsa zombie hardcore. Însă nu va fi prea ușor, pentru că putem fi infectați oricând, iar pentru această infecție nu există antidot. Colpir, unde m-ai adus? Sunt case păstătoși și niciun zombie. Asta îmi place. Asta e bine, da. Te-am adus în apocalipsa zombie, numai că e foarte peaceful, într-adevăr. Da, mă bucură, sincer. E chiar foarte mișto, dar crede-mă. Nu o să fie așa pentru mult timp. Atunci hai să adunăm chestii ca să fim pregătiți, pentru că altfel cred că ne mâncă băieții. Ok. Totuși bine că avem niște plasturi, avem niște da, apă. Da, avem, nu, uite, avem trebuie aici mâncare. Juice. We need a bowl to eat this. Ia uite, că dacă facem un bowl, putem mânca din salata asta de vinete, nu știu ce o fie. Yeah, I know. Ok, aia da. Eu sunt documentat, eu știu chestii. Ah, ok. Știi că este un spawner aici la etaj? Nu știi. Știam, pentru că multe case sunt la fel și am găsit bandaje și un lumberjack. Bandaje? Dă să văd. Oh, eu am găsit aur și un cuțit. Un cuțit butterfly. Wow, ok. Fii atent că torțele se craftează puțin mai diferit. Trebuie să le aprinzi, nu? O să avem nevoie de lână, căul și sticks. Ce mă, lână pentru torțe? Da, this is crazy. Sau glowstone dust, nu avem. Sau creosote oil, ulei, și ulei să mai avem. Ia-ți un pat. Ok, iau pe ăsta maro, să pară că am făcut ceva în el. Și o să vezi că nu prea este lână. Adică în orice casă am merge, nu prea găsim lână. E problematic. Și au o altă problemă. Ia zi. Eu sunt experimentat aici. Tu ești expertul aici. Bine, eu mă duc din casă în casă și îmi povestești tu, că vreau să fiu oficient. Așa, păi asta fac și eu. Ok, hai zi. Auleu! Ce se întâmplă? A, încălcat într-o de-asta de urs. Deci sunt capcane. Într-un ver treab. Da? Ar trebui să-l luăm, să-l folosim. Ia să-l folosim atunci. Ce aici, e gol cu furul ăsta? Din casa asta am venit, zi. Cu animalele nu prea găsești leather și avem nevoie de leather pentru armură mai bună. Da, serios? Da, și nu găsești vaci deloc. Păi nu poți să faci direct armură de fier și gata? Mi se pare că nu. Pentru că îți trebuie armură de chainmail și după îți trebuie să dai upgrade. Stai să ne uităm aici ca să vadă și oamenii. Da, deci îmi trebuie chain, piele. Aoleo, ce greu să faci armura. Zic, Blue, că e greu, nu e ușor aici, e greu. Și eu care mă bucuram că nu zombi. Ia, e o muscă măcar. Da, e cam ca cu așa vin zombi, acum e chilling, așa. Dar lasă să nu vină zombi. Oh my god, ce-am găsit. Diamant am găsit eu în ăsta. Și shiv, nu știu ce e ăsta, da. Ai găsit diamant? Da. Eu am găsit un iron chest plate. Oh, nice, tu ești bine. Ești bine rău. Ce-mi place... Rău, research paper, ce e asta? Ce fac cu el? Nu știu. Okay. Da, ce-mi place e că avem loot separat, adică fiecare e cu loot-ul lui. Da, asta e și mai chiar. Și putem să facem parkour. Hai să-ți arăt un double flip. Ia, arată. De fapt, nu-i double. Ok, fă o schemă. Hai. Opa! Ia, stai să fac și eu. Front flip-ul este expert. Stai mă, cum... Nu mai merge cum merge. Aoleu, o să ne mănânce zombie, Blushman! Mamă, chiar ai ajuns, wow. Da, păi chiar te-am ajuns, dar ce crezi că nu-s destul de rapid pentru tine? Ia vezi ce găsim. Ce? Aici pistol! Și ai pantalon pistol? De polițist. Uite gloanțe dacă ai nevoie, nu știu, încearcă-le pe toate. Nu prea-mi dau seama care și cum sunt gloanțele. Nu știu, am 4. Nu știu care au fost astea. Ai dat reload? 0.18, sau stai... Amotype, uite, scrie Amotype 050 AE. Da, am dat reload. Și pantalon de polițist. Ce armă ai? Un Desert Eagle. Îmi scot pistolul, tu ține lumina. Stai că nu putem să... Ia, vin acolo aici. Vin, țin pistolul. În chest? Cu for? M4. Mamă, câte lucruri. Stai așa, încă un pistol. Ți-l dau ție.
Da, un da, în asta de poliție e bun. Ia să mai dau pistolul ăsta. Nice. Deci niște gloanțe, că n-am nimic. Da, n-am nicio gloanțe, dar 9 de 19, bine. Da, hai mai acum mai nu știu. Tu pe ce ai dat reload? Pe R. Aha, asta e problema, că da, eu am alergat. Da, dar e dubios, aia zic, că eu aveam pe control până acum mergea. Ia uite, o baionetă, nice. Aia da. Și ce-mi place față de alte mod pe curi, că nu ai greutate, poți scăra cât vrei tu. Bă, am încărcat pistolul, de abia aștept să-mi puși pentru prima dată, deci eu joc de foarte mult timp mod pe ăsta, mă rog. Băi, ți-am adus eu noroc aici. Oh, bă, nu what? Găseam nicio armă, bă, Blue. Ce? Dubios. Mă gândeam că ți-am dat damage. Iarăși baton de ăsta. Și era dubios. Fii atent, ai M4A1? Da, am M4A1, acum l-am găsit. Ah, ok. Da. What is worth it? Nu știu, hai mai sus, să vedem ce e în vârf de tot. Oulă. Mamă, ce pălărie mi-am tras. Din aia de polițist? Da, da, de ăsta, nice. De... baionetă, gloanțe. Avem și bani dacă ne trebuie, în patru ăla las acolo. Wow. Mamă, ce bani? Pălărie! Da, nu? That's nice. Ia uite ce pălăruț am eu. Pălărie peste da, pălărie. Da. Dar știi ce ar mai trebui? Cred că să-ți pui asta. Ce să... A, da, 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 mulțumesc, apreciez, așa. Gata. Și fii atent, Blue, ăsta e barbed wire. Și poți să putem să-l luăm? Da, uite, l-am și scăpat pe ăsta, super. Ok, ok, da, dar e cam de greu. De piatră ne-ar fi trebuit. Bine, hai să ne băgăm la somn atunci. Hai să ne băgăm la somn. Hai, că o să fie destul de greu. Na, deja suntem mai bine ca niciodată. Da, zici, am supraviețuit o zi, mine. Gata, suntem bine. Da, niciun zombie chill aici, uite, aur dacă vrei. Înainte de a merge mai departe, vreau să-mi cer scuze pentru faptul că nenea colpiri se aude puțin mai încet, însă a promis că dacă strângem peste 2500 de like-uri, mai apare în videoclipurile mele și urmează pe canalul său un videoclip cu 10 zile împreună, atât vă spun, în rest nu mă mai lungesc, vizionare plăcută! Ce s-a întâmplat, colpir? Am coborât unde nu trebuie, am coborât în mină. Aoleu, nu, hai, hai aici la nivelul ăsta. Vine puțin aici, să vezi. Aoleu, nu! Ok. Oh, no. Da, zombi. Ai nevoie de ajutor? Nu, era numai unul, dar se mai spawnează. S-o mai spawna zombi. Fugi, fugi, colpi. Coboră jos, coboră. De jos? De jos de tot? Jos. Da. Ok. Hai să vedem ce e aici. Vrei să intrăm, ești sigur că vrei să intrăm aici? Adică... ai un bloc să punem? Nu prea, dar cred că coboară băieții după noi. Nu știu. Nu de alta, dar văd blocurile alea de fier. Bine, păi sparge asta și intrăm, vedem noi după ce se întâmplă. Și cât de rău asta poate să fie, avem pistoale, asta. Gata. Asta e blocul Firen. Ok, dar ne trebuie bloc de... da, ne trebuie stone să-l minăm pe ăsta. Iron safe, da, păi hai să facem rost și... păi ce e după safe? Băi, e ceva după safe. Avem? N-avem aici. Iacă. Glock, ok, avem un glock. Poate, mai găsit un loc? Da, am spart acolo. Mamă, ce-am găsit aici, ce-a... ești oh, bun. Oh, nice, dar ne trebuie piatră. Degeaba am venit aici. Auleu! Mai e ceva mai jos, aparent. Oh my god. Nu știu, ia de-te secundă. Nu știu, vreau să sparg încolo un pic. Că în partea aia... da. Nu știu, eu zic să luăm din partea asta la altă colpire, nu te mai chinui. Doar voiam să văd ce fac băieții. Nu vreau să aflu ce fac băieții, sincer. Pare da, că băieții da. Fac bătaie pentru noi și eu nu vreau. Așa, da, gata. Ai bețe, house. Cumva? Bețe. Nu, n-am deloc, dar avem un copac afară. Avem un copac afară? Bun, eu stau cu pistolul în cazul în care ne atacă cineva. Bă, unu-n târnăcop ție, un târnăcop mie, gata. Suntem la stadiu de stone, suntem bine. Da, dar tot nu putem să luăm fierul, nu? Ba da, putem să luăm fierul acum. A, acum putem, da, da. Ok, bine. Da, ne trebuie chain. Pixul l-am primit, ok. L-am aruncat acolo, apoi... e greu că sunt prea multe lucruri și nu știu ce să țin în inventar. De asta avem nevoie de un backpack, asta ziceam, și... backpack-ul se face greluț, sau îl găsim prin loot. Bine, ia emeraldele alea dacă poți cu pixul ăsta de stone. Că eu iau eu fierul. Da, avem, dar emeralde chiar nu avem nevoie. Nu? Atunci aur. Cred că avem nevoie de aur. Păi nici aur nu... pentru mere, de aur. După ce am luat tot fierul, ne-am dus să mai căutăm lucruri prin case și am dat de prima hoardă.
You've encountered a horde building zone. Uliu, e un mare verde. Nu știu ce se întâmplă pe aici. Cât de mare și cât de verde? Nu știu, dar o scuipat. Fugi, colpir. I-am luat-o prin pădure. Fugi. Cu pălăria mea de Rambo, colpir. Așa, hai. Nu știu, era gras și verde. Nu, era un fel de Hulk, dar părea că mai mult o mâncat decât o tras la sală, așa că eu nu vreau să mă întâlnesc cu el. Într-un final, am reușit să scăpăm de hoarda care ne urmărea, așa că am intrat într-o altă secție de poliție ca să mai furăm fier pe care l-am folosit să craftăm câteva unelte. În a treia zi, am părăsit secția de poliție pentru a căuta piele să ne facem armuri pe care mai apoi să le upgradăm la fier. Eu am destul de multă mâncărică. Aoleu, vine ăla cu toporul. Mamă, câtă toporul are? Fugi, colpir. Unde? În spatele tău. A, uite, un urs. Un urs? Da, un urs zombie. A, e urs zombie. Aoleu. Mă, nu trage în el, mă. Okay. Dă-i așa, gata. Și dropează rotten flash. Bine. Unde e ăla, mă, cu... În, acolo, în fața ta. Toporul. Stai, că eu dau eu la ăsta la... Gata. Dar nu văd niciunul cu toporul. Cum nu vezi cu toporul? Ia uite-l pe... A, nu, ăla-i mai special. Da, hai să fugim, colpir. Eu zic să... Mie mi-e frică despre ei. N-o-ți fie frică, sunt fraie. Hai spre stânga și... They have no brain. Yes, but they want your brain. Like us. Da, dar tu-ți dai seama ce supărați o să fie în momentul în care ne prind? O să fie, bă, voi am creier și ăștia n-aveau degeaba creier. Alerg după ăștia după de 10 zile. Da, și când i-am prins, zero creier. Ia uite ce e aici. Ia uite ce am găsit aici. Ok, o zonă. Bun. Razor wire. Da, razor wire. Nice. Păi hai mai în față și vedem ce mai găsim, că mai e orașe. Ajuns în alt oraș, intrasem într-un bloc, iar când eram pe acoperiș, începe colpir să strige după mine. Blu, vin afară! Vin! Blu! Vin! Cobor! Erau trei din ăștia care alergau. Cobor! Ce se întâmplă afară, ia zi? Erau trei de aia care alergau repede după mine și na. A, și le-ai arătat cine-i boss-ul, a? Ai grijă în spate. Da. Stai, pușcă-l, gat. Dai, i-am dat, gat, rezolvat. Bine, nu merita gloanțele, cred că o să regretăm în ziua 10. Nu știu, eu am destul de multe gloanțe momentan. Iar după ce am omorât acel zombie, la scurt timp ne-a atacat prietenul lui. Look at me. Da. Oh, vezi că te-a... Nu! De ce ai lăsat ușa deschisă? Nu știu, că n-am fost atent, închid ușa, așa. Tu vezi ce cascam? Da, ai o cască șmecră, ok, deci nu e niciun spawner pe aici. Bă, ce șmecră e cască, da, îmi place. Oare dacă mă bandajez? Da, ar trebui să mă bandajez un pic. La cap mai ales. Trebuie să te bandajez. Gata, mai ales super. Oh, backpack, colpir, ai zis bine, backpack. Am zis că găsești prin case. Da. Bun, la asta poți să-i dai și upgrade, numai că păi, nu prea știu. Stai să-l pun pe mine și pe bâl deschideam, superb. Deci, lăsăm fier un backpack. Mâncare, iui, colpir, suntem rezolvați. Aparent, tot norocul pe care l-am avut s-a dus pe acel backpack, pentru că ziua 4 am început-o dând nas în nas cu două hoarde. Aoleu, asta? Bă, fugi! Ce? Vine bă, hoarda, aia e casă cu hoardă. Vai, m-am blocat aici. Te-ai blocat acolo? Aoleu, mamă, vine ăla cu viteză. Ce m-am blocat? Deschide puțin. Gata. Asta. Nu știu, nu pot, că e asta cu viteza aici. Gata, a scăpat, super. Jesus fucking Vezi Christ. Că i-am luat-o spre stânga la benzinărie. Oh. Și la benzinărie e hoardă. Băi, ce m-am blocat aici, nu pot să cred. Băi, deodată, au început și ploaia. Ok, da, Oli, au început și ploaia. Bun, salut, colpir. Bine că ne-am întâlnit. Fă dreapta. Oi, man, deci fii atent. Zi. Bă, vezi că vine ăsta. Dă-i. Oi, nu. Dă-i, mă, așa, gata. L-am făcut. Singuri sunt inofensiv, dacă sunt mulți. Când sunt mulți, sar toți pe tine. N-a durat mult timp după ce am zis asta, că au venit ăia mulți de care spuneam. Păi mergem mai într-o... Aoleu, vezi că vin... Aoleu, fugi! Nu! De ce ai tras în mine? Sorry! Mamă, mi-ai băgat-o direct în cap. Nu, că nu văd nimic! Așa, acum văd. Hai că... Oh, nu. Îi țin. Da. Backpack. Cât pot.
Da. Stai să-mi bag un bandaj la cap. Bun, piciorul stâng. Un bandaj la cap. Da. Bă, câțezi, Blue, bun. Ajută-mă. Te ajut. Dă-le, dă-le, împușcă, împușcă. Gata, împușc, nu mai am glanțe. Aoleu, nu. Sparge-l ăsta. Aoleu, încet, gata. Mi-a rupt piciorul puțin. Și eu mi l-am rupt, dar n-am ce face. Efectiv, nu știu ce-am au făcut ceva eu, în stângă. Cu multe glanțe. Nu știu, dar e tras și în mine. Pe unde ești? Îmi pare rău. Fugi, colpir, lasă. Eram panicat, fugi. Gat. Mamă, dacă îți vin. Dar ți-a apărut că vine o hoardă din undeva? Nu mi-a apărut, nu mai am văzut pe vreo 5-6 din aia săritori. Chiar dacă m-am pușcat, colpir, măcar am scăpat cu viață până când am dat de un bizon. Mai găsiți ceva pe aici? Pe... Da, zombi, mulți zombi, cred că. Oh, vine bizonul după tine, Blue, ai ce grijă. Bizon? Unde, bă? Oh, nu, uite-te în spate. Eu ce are bizonul ăla cu mine? Ce am făcut eu? Ah, că... Aoleu, și casa e plină de zombi! Blue! De ce vine bizonul după mine? Nu știu, Blue. Mă arunc în apă, las... Lasă-mă, bă! Apocalipsa zombi! Apocalipsa zombi și mă atacă bizonul, ești nebun? Bă, ești prost, nu pot să cred așa nu ceva. Nu mă așteptam, m-am aruncat în apă asta. Dar mie mai trebuie niște bandaje să-mi... Uai, picioarele mele, colpiri, nu mai există, să știi. Da? Da. Am două bandaje, vrei? Lasă, ne punem aici, stăm un pic așa. Dar stai că ai și de alea bandaje mari. Da, da... Plasturi sau bandaje? Bandaje, plasturi. Acum am bag. Gata. Stai că bandajele se fac mai greu. Bă, dar ce avea bizonul ăla cu mine? Eu am sărit pe acolo, numai noi am făcut nimic la săracu. Nu știu, dar nu putem să stăm în nicio casă și îi vine noaptea. Da, da, oare putem să stăm aici? Dormim aici? Pentru că ne-a prins noaptea pe acea bucată de pământ, n-am mai plecat nicăieri și am dormit acolo. Ia uite, colpir, ce dimineață perfectă. Da, asta am vrut să zic și eu, ce a pus, nu, ăla, răsărit, ce răsărit minunat. Wow. Da. Dar tu arăți ca unul de la din Anglia. Da, da, arăt. Care stă cu căciula aia înaltă, știi ce zic? Da, și o țestoasă care ne pândește. E dubios cu F5-ul ăsta, sincer, că eu voiam să dau F5 ca să mă uit în față și da, în spate diferit, și nu puteam. I know, da. E greu. Da, lasă că e bine, să putea și mai rău. A, uite, mai am niște pește pe care trebuie să-l deschid. Da, ai dat cu F5 să vezi cum se mișcă, nu? Da, am dat. Bun, când avem și pește. Ataci, când faci din asta. Suntem bine. Bă, dar nu da în mine, mă! Ai tu ceva cu mine, iară trebuie să-mi plasturez mâna stângă. Din greșeală, din greșeală. Blushman, dacă mor, continui tu seria, da? Da, dar nu mori. Dar eu nu mor. Eu mor, că te-am și pe tine inamic și zombi. Era să m-ai împușcat în cap, aproape de cap, cred că mi-ai tras în gât, că mai aveam o inimă. Cred că aici a cobit puțin colpir când a zis să continui eu seria, pentru că după ce am ajuns într-un oraș, s-a întâmplat asta. Eu îți sângerez, nu e ok. Da, te înțeleg că nu e ok, dar... Mi-e frică să nu mor. Nu mor, colpir, hai că vin eu și te ajut. Mamă, gâta clădirea. Bă, nu trage aici lângă clădire! Dar nu trag în tine! Da... Yeah. S-a dus, a murit colpi. Săracu. Nu scăpam, dar m-a lovit unul și sângeram în continuu. Și după a venit ăsta și trebuia să-l omor. Și ai văzut că nu am putut să-l omor nici cu pușca. Da, știu. Că erai lovit. Eram vai de capul meu. Da, deci am reușit numai 5 zile. O secundă m-ai lăsat. Da, o secundă te-am lăsat în pace și... Din păcate, colpir a decedat, așa că de aici continui singur să supraviețuiesc pe această lume plină de zombi. Totuși pot să... pot fura de la el? Mamă, colpir, ai făcut pe cineva foarte bucuros, mai ales că, ia uite, ai iteme mult mai bune decât mine. Parcă acum nu mă împare rău că a murit. Ia, hai să-ți las ție lucrurile. Nu-i le pot lăsa. La scurt timp, după ce a murit colpir, urma să pățesc același lucru. La etaj, barbed wire și gloanțe. Deci aici sunt o tonă de gloanțe. De astea voi avea nevoie. Ia, dă-le aici. Aoleu, mamă, ce m-am aruncat! Nu! Am fost neatent și acum trebuie să plătesc pentru asta. Deci în momentul în care ți iei damage... Vai, m-a lăsat colpir un pic singur și acum... Ok, vă tragem voi. Pleacă, bă! Deci da, după ce ți iei damage la cap,
te duci. Vai, m-au prins ăștia. Și asta a fost. Neatenția. Neatenția costă foarte mult. Ia, dăm la picior. Ok. Hai, poate reușesc. Poate reușesc dacă nu mai rup picioarele. Bun. Pleacă, bă, pleacă. Dispar de aici, gata. Bandaje. Nu. Mă încurc în ele. Vine cineva? Da, mai vin ăștia. Left arm, dă-i la cap. Până acum suntem bine. Capul, deci dacă trece ăsta, suntem ok. Gata, am scăpat. Fugi de ei. Așa, mai au ceva zombi prin apropiere. Dar sper că mă las să ia în pace. Gata, am scăpat. Unde pun? La corp? La mână? La piciorul drept? Orice, am scăpat de toate bandajele, din păcate nu voiam asta. Din fericire am scăpat la limită de zombie, dar m-a prins noaptea pe drumuri. Aoleo, vin ăștia. Guardă, zombie, stai un pic că nu-i bine. Nu-i bine, mă arunc ei, nu mă arunc eu. Ai, fugi cu slowness-ul ăsta, mă mai arunc eu odată. Altă hoardă, bă, de ce peste tot e hoardă fix când e slow? Voiam să dorm. Să mă lase ăștia în pace. Hai mă, dacă ești mecher. Hai, lovitură după lovitură. Dacă reușesc să dorm puțin. Hai, la somn până dimineață. Ori mor, ori mă trezesc viu și fără probleme. Ok, viu și fără probleme. Da. Cu slowness încă. Însă îmi revine un pic. Îmi revin încet. În ziua 6-a am mai adunat resurse și am fost foarte norocos să găsesc multă mâncare plus gloanțe, însă n-am fost prea atent la ceas, așa că m-a prins noaptea din nou pe drumuri. Deci va trebui să folosesc armele. Gata. Hai, vă omor pe toți! Pleacă, bă! Dispăresc de aici! Aoleu, s-au terminat gloanțele. Pe ce, omor pe doi și dispar gloanțele? Gata. Asta a fost. Da, aparent nici măcar pentru doi nu ține uneori. Plecați, bă, muriți toți. Aoleo, nu-i bine. Arma asta că e încărcată. Ok. Bun. Și în ăsta, foarte important, gata, s-a dus. Bagă gloanțe. Vai câți vin. A fost o idee foarte proastă să fiu nomad până în punctul ăsta. Am o idee totuși. Medical kit-ul l-am băgat. Și cumva să scap. Ia uite, bă, ce peșteră șmecheră e acolo. Dar nu cred că voi fi în stare. Nu cred că voi fi deloc în stare să o explorez. Hai, fugi. Reușesc cumva? Nu reușesc să ajung acolo sus. Ok. Te omor pe tine. Nu cred. Infectat. Am fost infectat. Deci oricum o să mor. Orice aș face de aici mor. Orice aș face de acum înainte mor. Nu, ok, hai că m-a aruncat ăla. Oh, și m-am blocat eu aici. Da, bagă-l ăsta. L-am băgat unul. Și acum trebuie să fug. Deci este infectat. De aici nu mai există cale de scăpare. Gloanțe nada. Astea au fost toate gloanțele. Cine s-o gândi că o să mor așa? Înghețat. Infectat. După o noapte întreagă de fugit a venit dimineața, însă fiind infectat știam că voi muri mai repede sau mai târziu, așa că am zis să iau cu mine cât mai mulți zombi. A rămas și singur, fug de zile întregi pe aici, sunt infectat, nu mai am nicio scăpare, am luat medikitul ăla, dar nu cred, cred că aici se încheie. Aoleo, ce e asta? Are showing up, aoleu, apar o grămadă de dăștia. Ok, hai să ieșim de aici. Așa, mori! Gata. Aoleu, iar o scuipat ăla. Mai merge? Mai merge unul de ăsta. Măcar așa un pic. Hai, încă...